Oh, scuze, scuze, scuze. E totuși pe joc. Da, este o mașină lată. Da. Ca o curea. Nu știu nici eu cum o să fim peste 20 de ani ca, și ca tată și ca om. Uh-huh. Dar am tot... N-am fost la foarte multe zile de naștere, dar am fost la câteva unor tați care făceau 50 de ani sau 55 de ani și nu știu ce. Și la un moment dat venea momentul în care se punea melodia Pușca și Cureaua Lată, care efectiv mă deranjează că există, serios, este așa, mi se pare de deranjantă melodia aia. Nu-mi place nici ca... Nici ca versuri, nici ca linie melodică, o detest, este nu ceva... Nu mai zic ca mesaj. Nu mai zic ca mesaj. Pușca și Cureaua Lată, ce bărbat eram odată. Adică prima chestie e pușca. Descrie că el mergea ca bărbat cu pușca. Mai prindea un cerb, o domniță, cam asta era. Și Cureaua Lată, exact ce înseamnă Pușca și Cureaua Lată, că purta cingătoare din dreia sau chestia. Hai duc. Hai duc, ce bărbat eram odată, curajos, viteaz. Și erau, bă, deci știi care e chestia? Deci bărbații ăia la 50 și ceva de ani, când ascultau melodia asta, plângeau, frate. Deci n-are nicio treabă Pușca și Cureaua Lată, ce bărbat am fost odată, cu bărbatul care era 50 și ceva de ani. E mai mult parcă i-a venit așa, știi? Parcă i-a venit ciclu. Serios, când asculti melodia asta, trebuie să fie la modul, bă, mâncați aș cura ta. Da, frate, nu că aia a fost, viață faină. Nu să te uzi, trece viața asta, mai ales că acum am și menopauză. Plus că oamenii care chiar trăiesc melodia asta, clar n-au fost așa. Da. Că dacă ar fi să dai vă să fost aia care chiar au fost la modul, bă, ce bărbat eram odată. Da. Sunt mai mult așa, știi? Da, la mod, da, îmi place cum dansează lumea, ok, frumos petreci, mersi. Adică nu, pe nașul sau pe, nu știu dacă a prins 50 ceva de ani nașul din film. A, nașul, nașul, da, ce bărbat eram odată. Sau să auzi pe Joe Pesci din ăla, din Goodfellas. Să fie, vezi, da, funny how, funny, I like. Dacă mă, da. Eu o să-mi pun de-astea, Ace of Base, I saw the sign. Da, exact, și eu la fel, adică mă duc spre Backstreet Boys aia. The one desire, show me. Dun, 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 dun. Adică un fel de Pușca și Cureaua Lată. Ce fain era când era la liceu. Era la modul, mamă, chiar ce lăbar eram. Ce lăbarul eram odată. And to way I wanna sail away. Sail away, sail away, sail away. Dar ce zice? Sail away? Sail away? Sail away. Ah, sail away, sail away. Înseamnă că eu sunt mai mult pe fonetica așa, dar atent, cum îmi sună mie? Sail away, sail away. Cum a fost și la, și în română mi se întâmpla chestia asta. Melodia de la Mafia. Mafia. Când zicea că îmi pun viața, gaj. Și eu nu știu ce e la gaj. Și mintea mea nu, na, pentru că nu putea să asocieze nimic cu... Îmi pun viața, cad. Și așa era. Găsisem eu cumva o logică, îmi pun viața, cad. Mă aveam tot la Mafia când era aia. Acum îi văd râzând doar când dau seringa în vene. Eu dacă nu știam de droguri, înțelegeam doar când dau sărin gambele. Asta era eu, dacă mască tu sărit gambele. Gambele. Doar asta. Când dau sărin gambele. Da, ți-am zis că ai mei prima dată premiza glumei pe care o am, că dacă nu aveam reclame, nu știam cum să pronunțăm unele produse și unele branduri și chestii care au intrat la noi în țară din străinătate. Maica mi-a luat printre primele televizoare pe lângă Gold Star. Deci Gold Star.
Deci nu era, nu înțelegeam de ce nu e Gold Star și Gold Star. Mai că atât timpul era cu Gold Star. După care a venit televizorul Megavision. Da, da. Megavision. Deci asta a fost Megavision. Că erau mai mulți care făceau Megavision. Da. E chestie de cum știi, cum îți vine și nu știu ce. După toată treaba asta, normal că când a apărut Mega Image-ul, prima impresie a fost Mega Image. Da. Și deodată e Mega Image. Că, cine a decis chestia asta? Nu, frate, e Mega Image. Mega Image ar trebui pentru noi. Mega Image. Dar cea mai tare fază, apropo de chestia asta, este... Vorbeam cu o tipă, o prietenă, și la un moment dat, nu știu cum aduc eu aminte, de dragostea durează 3 ani. Și am zice, autoare Chris Simon. Iată cum te-ai făcut de râs, iată cum te-ai făcut de căcat, Chris, că Simon. Chris Simon. E româncă, frate, parcă ai citit dragostea durează 3 ani în engleză, i-ai luat-o. Chris Simon. Băi, cine e? Oare cine e tipul ăsta din România? Chris Simon. Chris Simon, frate, Chris Simon. Da, na. Eu nu înțeleg cum... Deci, dacă ești magician, de ce mai faci treaba asta pe bani? De ce nu-ți faci bani? De ce nu-ți faci bani pur și simplu și faci chestia asta de plăcere? Pe bune, am văzut la un moment dat la magicianul Robert. Așa. Că avea un clip pe Facebook în care el băga o hârtie de 100 de lei și o scotea 100 de euro. Și nu, frate, și după aceea, și ți-am zis, a fost ziua fetiței lui soară mea și a venit și a cerut o grămadă de bani pentru jumătate de oră de magie. Dar am fost, bă, dar nu faci... Dar poți să faci de ce chestiile nu faci așa la modul, vine cineva, e o livrare, da. A venit pizza. Mersi, uite-te, uite-te în buzunarul din spate. Nu cred! Okay, da, sau o chestie de genul ăsta. Bacșiș? Uite în buzunarul de la piept. Du-te, mă, vine factura la administratorul. Bună ziua, cu întreținerea, m-ați amânat 2 săptămâni. Duceți-vă acasă. Duceți-vă acasă. Căutați în al treilea sertar de supervizor. Domnul Tudor. Domnul Robert. Se zune ăștia de la cu gaze. Să știți că figurați cu restanțe în sistemul nostru. Păi uitați-vă, dar... Închideți monitorul. Închideți monitorul și aprindeți-vă o dată. Domnul Robert, deci sunteți pe zero. Păi asta se duce la doctor. Dar v-au ieșit foarte proaste analizele. Haideți, domnul doctor. Haideți, domnul doctor, ia uitați-vă dumneavoastră un pic în buzunar. Scoate un pachet, un cartuș de chiar. Nu vine să cred. Domnul tutor, dar sunteți de-al dreptul sănătos. La pașaparte. Face sex cu femeia lui. N-are orgasm. N-are orgasm. Bă, dar gata, bai, ai terminat? Uită-te. Du-te un pic până la baie. Du-te la baie. Ce vrei să se întâmple? Du-te un pic la baie. Sau... Băi, Robert. Robert, ești încât... Au, stai să nu călcă. Da. Gata, nu știm.